este nou? Care este noutatea, Valeriu, noutatea săptămânii următoare? Noutatea este dată de un risc pe care trebuie să-l menționez la acești nativi, și anume riscul de a se face de-a dreptul antipatici acum vărsătorii, pentru că toată acea aglomerare de planete din Capricorn, într-adevăr, în trigon cu soarele din Taur, dar în casa sufletului, în casa a 12-a, îi poate face pe foarte mulți vărsători acum să se victimizeze sau să facă pe eroi. De aceea este foarte important ca nativii Capricorni să își dozeze eforturile, să-și asume responsabilitățile, dar la finalul obligațiilor pe care și le îndeplinesc foarte bine, de altfel ca de fiecare dată, este important ca vărsătorii să rămână cu satisfacția, nu și cu mândria. Pentru că s-ar putea să vedem vărsători foarte mândri de realizările lor, și care acum pozează în supereroi. Deci, vărsătorii este important să își păstreze modestia în orice situație în care, de exemplu, ajută un om sau contribuie la bunul mers al lucrurilor în familie, pentru că sunt foarte mulți acum cărora li se pare prea mult, care se dau eroi, cărora li se pare că sunt niște victime ale sorții sau niște victime ale altora. De aceea vom vedea și vărsători care au mari șanse să devină vampiri energetici și care s-ar putea să fie ocoliți cu grație de foarte multe persoane care deja știu că dacă se întâlnesc cu el, omul doar se plânge și este doar revoltat și este doar furios. Trebuie să facă ceva cu furia vărsătorii săptămâna aceasta, să-și o descarce, să stea mai mult în natură, să stea mai mult în singurătate sau pur și simplu să întreprindă o călătorie. Altfel, un alt element de noutate este disponibilitatea vărsătorilor de a rezolva niște situații care trenează legate de casă, domiciliu și locuință. Este o săptămână foarte favorabilă pentru Își asumă vărsători, acest da? lucru, de Să-și fapt. asume responsabilități în familie, să ducă lucrurile la bun Da. sfârșit. Pot deveni chiar cap al familiei cu soarele acolo. Da, pot să-și întemeieze o familie, Da, pot da. să se gândească pentru unii Că ia un vărsători serios aflați la asta. o vârstă mai mică, să se gândească la perspectiva de a deveni părinți sau de a-și achiziționa o locuință. Vărsătorii devin mai domestici, mai așezați și mai familiști, dar să nu uităm că tot acest context astral vine într-un echilibru între viața de familie, viața domestică și viața profesională. Pentru că luna plină care se petrece în Scorpion, pe unde se află și Jupiter, îi ajută pe vărsător să se pună în valoare și aspectele astrale chiar anticipează un succes socioprofesional. Dar revenind la ceea ce am spus inițial, este foarte important ca vărsătorii să abordeze cu modestie aceste responsabilități, în niciun caz să nu se laude și să nu strice relații din acest patos care îi face să se simtă ori foarte mândri, ori foarte vitregiți de soartă. Vărsătorii au nevoie de încredere în sine și entuziasm, și toate aceste emoții care vin la suprafață poate se datorează și lui Venus, care e foarte activ până pe 3 mai și care creează sentimente de tot felul pentru ei, dar le sporește foarte mult și bucuria de viață, de a fi în jurul prietenilor, a familiei. Este foarte important pentru ei soarele până pe 11 mai, care de pe 29 aprilie este foarte activ, dar care poate să creeze anumite provocări la evenimente sau la alte persoane care ajung către ei. Cineva poate este posibil să-i testeze, să le testeze, să vadă ce pot face cu obiectivele sale, deci poate să le testeze ego-ul, să spun așa, sau să-i ajute într-un fel să-și vindece partea întunecată sau partea umbră, mai spunem, forțându-i de multe ori să-și dovedească identitatea în ceea ce fac. Deci, cel puțin până pe data de 7 mai, e bine să conteze foarte mult pe acele bune abilități de comunicare, pentru că și tranzitul pozitiv al Mercur poate să evite aceste argumente sau tensiuni în relații. Tensiunile în relații pot deveni la suprafață, de altfel și cu luna plină care este acum, și aduce aceste tensiuni la suprafață, tocmai ca să fie rezolvate. Deci, și această tensiune s-ar putea, dacă nu este rezolvată cu calm, cu entuziasm, să
de bine și chiar pregnantă până următoarele două săptămâni, când începe luna nouă, și e bine să înceapă luna nouă cu sentimentele acestea deja rezolvate și cu relațiile acestea între parteneri, între parteneriatul de muncă, relaționale, să fie în pace cu ei înșiși ca să înceapă luna nouă de pe 15. Să mergem mai departe, să vedem, Valeriu, pe